Ministerul Administrației și Internelor se leapă de proprii salariați pentru a face economii importante la buget pe spinarea primăriilor, cărora li se impune să înființeze pe banii lor structuri de poliție locală. În Dâmbovița, 69% din populația județului locuiește în mediul rural. Din punct de vedere al împărțirii criminalității și infracțiunilor pe medii, jumătate din criminalitatea înregistrată la nivelul județului Dâmbovița se comite în mediul rural. Se vor înființa 13 secții de poliție în mediul rural. Mai multe secții de poliție nu putem înființa pentru că numărul de polițiști actual nu permite acest lucru. Totodată vor rămâne 5 posturi de poliție care vor funcționa în continuare în actuala organizare, sub coordonarea secțiilor de poliție. Primarii s-au arătat complet debusolați de proiectele gândite la centru și spun că nu au bani să înființeze polițiile locale. Edilul șef al comunei Șotânga, Constantin Stroie, este convins că dacă va rămâne cu un singur polițist în localitate, gradul de infracționalitate va crește. Eu v-aș întreba strict pe Șotânga, care are 7.023 de locuitori, cu două sate, Șotânga și Teiș-Teișul are 3.000, Șotânga 4.000, cum vedeți dumneavoastră programul la 2 ore a unui singur polițist pe raza comună? O să fie o confuzie de termen, vorbind de poliție locală și poliție rurală. Nu mai se știe care cu care și ce se întâmplă și, și cetățeanul, că vorbind de ca administrația să fie cât mai aproape de cetățean, o să vină în permanență cu primar. Pe primar sau pe aparatul de specialitate al primarului cu probleme. La Mogoșani, aleșii locali nu sunt de acord cu desființarea postului de poliție. Această reorganizare se face pentru, în primul rând, pentru a face economii la bugetul statului, la bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Vin și eu și vă întreb ca un primar din mediul rural. Ce economii facem atâta timp cât dumneavoastră susțineți că toate cheltuielile aferente posturilor de poliție, care rămân în continuare în funcțiune, vor fi suportate de către bugetul Ministerului. Restructurăm numărul de polițiști și la nivelul județului Dâmbovița și pe țară și înființăm poliție locală. Și eficiența. Sceptic în reușita acestei acțiuni gândite la centru s-a arătat și primarul de la Niculești, Dorin Îlsoare. Eu, unul, vreau să vă spun foarte sincer că sunt sceptic în reușita acestei acțiuni, având în vedere faptul că vom lucra cu aceiași oameni și nu văd care ar fi îmbunătățirea că iau de la postul de poliție, unde erau 3, mă rog, așa cum spuneau și colegii mai devreme, când îi găseai, când nu îi găseai, și îi duc într-un singur loc. Mentalitatea cetățeanului, a infractorului, acum va spune, nu mai e poliție în comune, tocmai la Butiman, în cazul meu, e mai facil de acționat. Edilul șef al comunei Tătărani, Constantin Pătru, spune că înființarea poliției locale va fi un eșec, întrucât în calitatea sa de primar nu mai poate pune un nou bir pe capul cetățenilor pentru a putea plăti polițiștii locali. Cum am eu, sau indiferent ce primar va fi la Tătărani, să aibă curajul să mai pună un bir pe cetățenii comuni ca să înființez poliție comunitară la Tătărani. Ia că după 20 de ani spune că ni se dă mână liberă să înființăm poliția comunitară. Resurse, bani. Vedeți bine că inclusiv poliția română, inclusiv actuala guvernare, trebuie să taie acolo unde trebuie să taie salarii la polițiști, salarii la primari, salarii la demnitari și venim cu alte posturi că trebuie să găsim soluții să înființăm posturi și bani. De unde dacă trebuie să stăim la nivel de guvernul, deci taie în permanență peste tot.